Domnule președinte, onorată asistență, bună ziua! Doamnelor și domnilor, sunt onorat să îl am ca oaspete astăzi pe președintele Ucrainei, domnul Petro Poroșenko. Domnule președinte, bine ați venit! Mă bucur că președintele Poroșenko a acceptat invitația de a vizita România într-o perioadă complicată și dificilă pentru țara sa și într-un context european și internațional marcat de intense provocări. Îmi amintesc cu satisfacție de vizita de anul trecut la Kiev, domnule președinte, una dintre primele vizite externe după preluarea mandatului meu de președinte, fapt ce reflectă importanța acordată de România relației cu Ucraina, stat vecin și prieten. În decursul ultimelor luni am avut ocazia să ne întâlnim și să discutăm în marja unor evenimente internaționale, precum conferința de securitate de la München și summitul privind securitatea nucleară de la Washington. Am ținut să îl asigur pe președintele Poroșenko astăzi de sprijinul ferm și constant al României pentru suveranitatea, integritatea teritorială și independența Ucrainei. Respectul pentru principiile și normele care guvernează relațiile internaționale a stat întotdeauna la baza acțiunii noastre de politică externă și România va continua să rămână consecventă acestui punct de vedere. România este pregătită să sprijine Ucraina în procesul de reforme interne necesar îndeplinirea angajamentelor asumate în procesul de asociere politică la Uniunea Europeană. România a fost primul stat membru al Uniunii care a ratificat acordul de asociere Uniunea Europeană-Ucraina. Sprijinul acordat de România pe drumul european și euroatlantic pe care Ucraina s-a angajat să-l parcurgă, precum și în contextul crizei care o afectează în ultimii doi ani, reprezintă o bază solidă pentru realizarea de progrese considerabile în relația bilaterală. Am semnat astăzi un protocol de relansare a Comisiei Mixte Prezidențiale, urmare a celor agreate în cadrul vizitei pe care am efectuat-o la Kiev în cursul anului trecut. Comisia va fi un instrument de imprimare a voinței politice și a impulsului necesar pentru soluționarea temelor de pe agenda bilaterală, permițându-ne astfel să valorificăm pe deplin potențialul de cooperare existent între țările noastre. În acest context, vom putea să facem pași înainte pentru soluționarea unor dosare care se află de mult timp pe agenda bilaterală. Unul dintre acestea este canalul Bâstroe. O altă temă a discuției a fost rolul important al minorităților, al celei românești din Ucraina și al celei ucrainiene din România pentru relația noastră bilaterală. Acestea pot să reprezinte un foarte important element de legătură între statele noastre care să sprijine consolidarea relației noastre bilaterale. Minoritatea ucraineană din România beneficiază de un sprijin considerabil din partea statului român, aproximativ 1,6 milioane de euro pe an. Am discutat cu președintele Poroșenko cu privire la nevoia de a răspunde mai bine necesităților și doleanțelor românilor din Ucraina. Reluarea activității Comisiei Guvernamentale pentru Minorități după o pauză prea lungă de 10 ani
va contribui cu siguranță la atingerea acestui obiectiv. Un semn al determinării noastre comune de a aprofunda relația română-ucraineană este reprezentat de semnarea, cu prilejul vizitei președintelui Poroșenko la București, a două acorduri bilaterale privind transporturile militare și patrularea în comun la frontiera de stat româno-ucraineană. De asemenea, ne dorim să intensificăm cooperarea dintre cele două țări atât în domeniul cultural cât și educațional. Sperăm ca Institutul Cultural Român de la Kiev să înceapă să funcționeze cât mai repede posibil alături de filiala de la Cernăuți. Am căzut de acord că este important să dezvoltăm proiecte transfrontaliere și regionale de cooperare în diverse domenii: economic, turistic, mediu, construcție de infrastructură. În acest context, am evocat posibilitatea construirii podului de pe Tisa, Sighet-Solotvino. Am discutat totodată de mai bună aplicare a acordului de mic trafic de frontieră, de avansarea proiectelor de infrastructură și de deschiderea de noi puncte de frontieră. Asemenea măsuri au un puternic impact asupra calității vieții cetățenilor din cele două țări și asupra întăririi legăturilor dintre aceștia. În acest sens, deschiderea cât mai rapidă a Consulatului României de la Solotvino este foarte importantă. Relațiile economice bilaterale trebuie să fie intensificate. Avem multiple interese comune, mai ales în zona de graniță, în domeniul interconectării energetice. Ucraina rămâne parte esențială a arhitecturii energetice europene. O altă temă importantă a fost situația de securitate din estul Ucrainei. Am subliniat în cadrul discuțiilor importanța implementării depline și neîntârziate a acordurilor de la Minsk. Am avut cu domnul președinte Poroșenko și un schimb de opinii privind evoluțiile de securitate în regiunea Mării Negre și impactul acestora asupra securității și intereselor României și Ucrainei. Vom continua să cooperăm strâns la nivel regional și internațional.